Pentru prima dată anul acesta, participanții la Zilele Orașului vor avea parte de surprize inedite, pregătite de membrii Muzeului Etnografic Anton Badea din Reghin. În perioada 22-24 iulie, în cadrul proiectului Ocupații, Obiceiuri și Tradiții Mureșene, va fi organizat un spectacol de muzică, teatru și dans, dar și un târg viu de meșteșuguri. Muzeul Etnografic Anton Badea, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Primăriei Municipiului Reghin și în colaborare cu Asociația Inovație în Educație Eureka, organizează în 22-24 iulie, în cadrul proiectului Ocupații, Obiceiuri și Tradiții Mureșene, un spectacol de muzică, teatru și dans, Paradisul Tradițiilor, și un târg viu de meșteșuguri care va reuni meșteșugari din mai multe zone ale țării. Intenția organizatorilor este ca activitățile să fie interactive și să urmărește implicarea publicului spectator în ceea ce privește atelierele de meșteșuguri. Astfel că între cele două parcuri vor fi amenajate mai multe standuri, cu Roata Olarului sau cu Războiul de Țesut. În plus, pe scena amenajată în piața Petru Maior vor urca vineri 22 iulie mai mulți artiști tineri care au pregătit un program artistic complex. Un târg viu este un târg în care oamenii întâlnesc mai multe meșteșuguri vechi, pot participa activ la demonstrații, pot asista doar sau pot parcurge etape și faze de lucru, ceea ce le oferă în final o cunoaștere mai amplă asupra obiceiurilor și meșteșugurilor. Programul artistic cuprinde evoluția la scena mai multor artiști tineri, a trupei de teatru Acvila, a ansamblului de dansuri Cetățuia, a trupei de dans Lala Dance, a unei trupe de dansuri etno și a unor interpreți de muzică populară. Văd că e Baltag! Dă-l puțin să-l văd! Să-l vezi? Gheorghiță! Ia vezi și tu, seamănă cu al tău, numai că acesta știe mai multe. Eu cred așa, că bărbatul meu mergea și se gândea la oile lui, poate și la mine. S-a oprit să bea apă, că mi-a spus lipan al meu cât am stat cu el în râpă. Evenimentul are ca scop promovarea valorilor tradiționale din județul Mureș prin implicarea tinerilor, cadrelor didactice, dar și a meșterilor populari prin diverse activități.